Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune cu Cărțile pe Față. Vă propun în această seară o discuție despre o carte, o țară și un ținut. Cartea este Poarta 3, mașina cu nume de țară Dacia. Țara este România și ținutul este Mușcel. Numitorul comun al celor trei subiecte pe care vi le propun la pachet în această seară este mușceleanul Nicolae Badiu, invitatul meu. Bine ați venit! Bună seara! Ce bucurie să fiu la Câmpul Lung. Da, mulțumesc că de... Acasă. Acasă, da. Eu am șansă că reușesc să vin foarte des aici și pot confirma că vorba potrivit cărei atunci când ai nu ți-e bine, du-te acasă, du-te în locul unde te-ai născut și ai copilării și ai șanse de vindecare suplimentare de vis-a-vis de orice. Sau pur și simplu poți căpăta energie în plus și eu fac chestia asta frecvent și funcționează. Iar acordarea la rădăcini, ce ne-am face fără rădăcini? O să discutăm pe parcursul emisiunii, spuneam că pornind de la o carte discutăm și despre o țară și despre un ținut, se leagă toate. Dacia, uzina, este în Mușcel și în România, bineînțeles. Iar o concluzie pe care eu acum o pun înaintea dialogului nostru pe care am desprins-o după ce am parcurs cartea asta, pentru care vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit cartea, vă mulțumesc și pentru că preț de câteva ore bune am trăit efectiv în uzină printre oamenii de acolo și cu mare bucurie am și descoperit câțiva pe care i-am cunoscut întâmplător cu diferite ocazii. Spuneam, uzina este în Mușcelul vechi. Au fost și mușceleni, au fost și oameni din alte țări, dumneavoastră ați făcut această prezentare. Concluzia la care mă refeream este următoarea. Dumneavoastră spuneți mașina cu nume de țară, Dacia. Eu spun uzina, o uzină cât o țară, Dacia. Pentru că ce s-a întâmplat acolo, portretele acelea diverse, metehnele și calitățile, cred că sunt general valabile dacă e să le extindem la ceea ce înseamnă România. De-a lungul tuturor acelor ani pe care dumneavoastră i-ați cuprins în această carte. Bun, deci vorbim despre Poarta 3, această carte, Poarta 3, cu subtitlul Mașina cu nume de țară Dacia. Anul trecut a fost editată și lansată. A produs rumoare, exact ce trebuie pentru a avea un succes cu adevărat vis-a-vis de un eveniment editorial. S-a epuizat întregul tiraj care a fost peste media unui tiraj național de la ora actuală, așa că nu am decât motive de satisfacție din punctul ăsta de vedere. Însă, apropo de rumoarea produsă, normal că nu mi-a fost și probabil că încă nu mi-este ușor să fac față, da? Acestor nemulțumiri pe alocuri sau surprinderi, mirări, chiar eu numeam tulburare la un moment dat, am tulburat cumva, dar am și bucurat foarte mult. Una peste alta, într-o sumă algebrică, totul este pe pozitiv. Da, Dacia este un nume de țară, da, uzina este cât o țară, da, o să vă atrag atenția, uzina Dacia este o uzină a grupului Renault, istoricește născută la Mioveni, deci în România, dar o marcă Dacia care la ora actuală este de găsit, poate funcționează, deci se fabrică mașini Dacia în peste 11 țări, 11-12 țări. Se fabrică de la A la Z sau se montează în cel puțin 11 locații din lume, sub marca grupului Renault. Interesantă și mă bucur pentru remarca făcută. Într-adevăr, Mioveniu, geografic vorbind, este plasat undeva la granița cu Mușelul, plasa veche a Mușelului, nu știu cum se numește exact, cum se numea plasa asta, era o plasa a Mușelului care ținea de la Racovița, undeva, ceva colibas, ducea cobora spre Topoloveni. Nu știu sigur, să nu fac vreo gafă, dacă era cumva la graniță și era în Argeș, granița Argeș cu Mușelul, dar oricum era la graniță, era lipit de Mușel. Dacă nu era chiar în Mușel cumva. În fine. Referitor la ceea ce spuneați,
sentimentele pe care le-a generat apariția acestei cărți. Am participat la evenimentul de lansare de acolo și am văzut ceea ce spuneți dumneavoastră, am văzut trăire intensă, că se numea bucurie de cele mai multe ori, că se numea poate surprindere câteodată la anumite pasaje pe care dumneavoastră le-ați prezentat în carte și față de care unii dintre cei prezenți, nu știu, au avut așa o tresărire, că poate asta n-ar fi trebuit spus. Diverse. Ce a însemnat pentru dumneavoastră facerea acestei cărți? Facerea acestei cărți a însemnat o trudă aparte prin care mi-am consumat energii cum în alte zone nu le-am consumat. Nu vreau să mă feresc să spun că spirituale, că sufletești, dar să știți că a fost o jertfă sufletească cumva totuși. Cât aș vrea să mă feresc de cuvinte mari, despre asta este vorba. Așa. Și e o carte care apare după experiența scrierii și editării a încă 4 volume de publicistică. Le am aici pe masă. Deci o experiență în spate și cu toate astea pot să spun că poarta 3 înseamnă cu totul și cu totul altceva. Pentru că aici m-am concentrat, mi-am dorit pe baza unei documentări ample să redau o atmosferă dintr-o uzină dincolo de poarta 3 pe care se intra și se ieșea de zeci, sute de mii de ori de către zeci de mii, sute de mii în total de salariați care au trecut această poartă, poarta principală, că uzina Dacia are 8 porți. În fine, am țintit să redau acea atmosferă și se pare că am reușit, pentru că, iată, patimile, dramele dincolo de poartă, dincolo de mașina pe care toată lumea o vedea, o admira, o hulea sau o iubea, există o trăire, o trăire aparte, într-o uzină ca Dacia, pe care eu se pare că am reușit să, mă rog, să decupez din ea ceva și să transmit așa un suflu în pagina acestei cărți. Sunt ca în viață, fapte, oameni, locuri, informații, unele cunoscute, altele mai puțin sau deloc cunoscute. Cum ați reușit să le adunați? A fost o muncă de documentare? Sunt amintirile dumneavoastră? Este o combinație între cele două? Eu am scris undeva pe pagina de gardă că a fost nevoie de o documentare de 15 ani și că mi-a luat peste 2 ani de zile scrisul efectiv. Nu am exagerat, poate că chiar am minimalizat ca timp referirea făcută, că au fost poate mai mult de 15 ani și mai mult de 2 ani de scris. Despre ce este vorba? Despre adunare am adunat informație. Informație care am adunat-o. Pe de-o parte, prin documente. Am mai mult de 1 m³, așa, exprimare curentă de hârtie, de document. Dar ceea ce a contat și mai foarte mult și care mi-a luat foarte multă vreme și am consumat energie și nu numai, a fost acele întâlniri cu sute aproape de oameni care au trăit în uzină, interviuri, relatări pe care le-am reținut, le-am prelucrat, pe unele le-am redat motamo, pe altele nu, doar am reținut și eu, după o procesare a mea, e adevărat, subiectivă, sigur, am pus în carte ce am pus. Și am precizat și acest lucru. Este o vedere a mea, dintr-un unghi al meu, pe baza unei raze ale mele de acțiune și de vedere, cu siguranță subiectiv. Așa că nu trebuie să se supere nimeni dacă nu s-a revăzut așa cum el s-a aștepta, pentru că întotdeauna când te vede altul, oglinzile diferă. Oglinzile diferă. Și nu, eu nu spun că eu am văzut adevărul, dar eu spun că eu am văzut acest spectacol într-un fel și faptul că mișcă, că a mișcat, că a generat emoție, că a tulburat cartea, înseamnă că, deci, am generat conflictul care există în viață și înseamnă că am reușit. Am făcut o treabă bună. Eu sunt mulțumit. Dar cel mai greu, știți ce a fost? Pentru că am avut foarte multe informații și puteți spune, domnule, atâta informație pare mult prea multă pentru
300 de pagini sau câte sunt, da? Nici 300 și vreo 35 scrise și completate, da, cu imagini. Ei, vreau să vă spun că informația pe care am avut-o și la ce am avut acces, sigur că mi-ar fi fost necesare nu 200, 2000 și mai bine de pagini. Poate mai bine de 2000. Cel mai greu mi-a fost ca pe finalul scrierii, când mă pregăteam să închid cumva, la ce să renunț. Deci pentru, eu am tot așezat, am structurat, asta pun, asta nu pun, de asta, pe asta o ating, pe asta nu. Și la un moment dat m-a presat timpul, zic, mă, trebuie să închid cumva, și aveam atât de multe în cap încât trebuia să arunc, să nu pun tot. Ei, asta a fost cel mai greu, să selectezi la ce renunț și să păstrezi ceea ce am păstrat. Care a fost criteriul de selecție? Vreau să vă spun că la un moment dat am lăsat hazardul să funcționeze, pentru că după atâția ani de zile de procesat, de gândire, s-a sedimentat atât de bine pe hardul meu tot ce am adunat și softul și-a făcut treaba singur. A aruncat ceea ce a crezut că trebuie aruncat, a păstrat ce a trebuit să trebuie, pentru că asta înseamnă o scriere. Până la urmă, știți că vorba aia zice, spune, dacă stați de vorbă, cu mulți care au fost, care au scris, și am citit și eu de scriitori mari. Acum, na, sunt și eu scriitor și pot să confirm că te uiți pe ce ai scris și, și poți să te miri. Dar asta cum mi-a fost dictată mie de cineva, că cum am putut să scriu așa ceva? Pentru că, într-adevăr, foarte multe idei le scrii într-o așa anumită transă, cumva, pe baza unor acumulări care se procesează, se sedimentează și, mă rog, ies la suprafață. Despre asta e vorba. E o muncă, o muncă nu din asta, deci de fizică și nu de tastat doar și stat în fața computerului, cu toate că și asta contează. Vreau să mă opresc, că vedeți, eu am multe de spus. Și asta contează foarte mult, pentru că statul pe scaun în fața computerului și tastatul pe tastatura forțează, epuizează, solicită coloana vertebrală și nu-i deloc ușor. Parte din viața dumneavoastră s-a suprapus cu parte din viața uzinei. Ați descoperit alte realități decât cele pe care dumneavoastră le percepuserăți din postura de lucrător în uzină atunci când ați făcut documentarea și a stat de vorbă cu diversi oameni? Da, cu siguranță, da. Însă cam toate s-au învârtit în jurul unei păreri pe care o aveam eu deja. Trebuie să recunosc chestia asta. Însă, sigur, în momentul în care am stat de vorbă cu unul sau cu altul, am primit, mi s-au oferit informații, unele de-a dreptul, știu și eu, șocante, da? Care fascinează, care, mă rog, redau dincolo de ce vedem noi, cum spuneam, trăiri inimaginabile ale oamenilor, pentru că, până la urmă, în spatele unui produs există oameni și oamenii trăiesc. Oamenii au familii, oamenii au în parte fiecare griji, au trăiri cu durere, cu bucurie, au întâmplări și așa mai departe. E, în această carte putem regăsi astfel de lucruri. Nu este o carte cu monografie, în care cronologic, în anul de, să spun, s-a făcut, s-a adres, să fac, n-am făcut o cronologie tehnologică, sau știu eu, a produsului, de fabricație, cu toate că nu lipsesc date, cele mai importante date sunt redate în carte. Însă m-am oprit asupra oamenilor și nu m-am oprit decât la nivel de vârf, bord și pomă pe alocuri, pici pe coalea, sigur, și pe unii, asupra unul pe care i-am întâlnit, i-am cunoscut sau mie mi s-a părut important. Că mai pitoresc, poate, sau știu eu, cu o trăire aparte și atunci l-am făcut referire și la omul respectiv, mă rog, care n-a fost la nivel de vârf, de piramidă. Un lucru care mie mi-a plăcut a fost, dincolo de conținutul cărții, faptul că v-am regăsit, exact așa cum am ajuns până acum să vă cunosc, deloc amabil atunci când nu era cazul să fiți amabil, necenzurat atunci când ați vrut să spuneți ceva despre cineva și să redați o bucată de istorie, de fapt petrecut,
analitic până la limita aia a decenței, fără o concluzie în situațiile care ridică și astăzi multe semne de întrebare, s-a împlinit cumva toată povestea asta. Cum vă este în relația cu cei cu care v-ați întâlnit, cei care au venit și la lansarea cărții și mi-mi închipui că au fost și oameni care v-au reproșat câte ceva legat de modul în care dumneavoastră ați prezentat lucrurile în această carte? Ce spuneți acum confirmă fără dubiu că ați parcurs cartea integrală. Vă mulțumesc că ați folosit un timp prețios pentru a trece peste toate paginile acestei cărți. Asta îmi confirmă clar. Într-adevăr, ați remarcat corect ceea ce a remarcat, de altfel, primul, prefațatorul cărții, academicianul Gheorghe Păun, care a trecut prin această carte, vreau să vă spun, înainte de a o da la tipar de 4 ori. El, academicianul Dita Mai, academicianul Gheorghe Păun, care este un om absolut special, a ținut chiar să facă și un rând de corectură la carte. Atât de mult a prețuit cartea. M-a onorat, dar m-a făcut să-mi fie și un pic de jenă, adică vine academicianul să-mi facă corectură. Dar asta, repet, pentru că i-a plăcut foarte mult. Și el a fost primul care a remarcat acest lucru. Zice, domnule, zice, m-am uitat cu atenție, să știți că îți dau binecuvântare, îți dau gir și îmi place foarte mult pentru că ai atins, ai ciupit, ai fost acid, neiertător, dar la limita întotdeauna permisă, nu ai sărit calul, ești în granițele unui bun simț, literar, mă rog. Sigur că unii poate nu vor digera, dar e treaba lor, tu ți-ai făcut corect treaba. M-a încurajat el. Și atunci m-a și cenzurat oarecum, pentru că au fost, într-adevăr, au fost probabil pasaje unde îmi scăpase expresii, dincolo de aciditate, poate oarecum contondente, ca să zic așa. Că îmi stă recunosc, nu e corect spus, în caracter. Îmi stă în configurația mea, e așa natură. Așa sunt eu. Am o problemă din cauza asta. Putem discuta separat. Din cauza lucidității, pragmatismului și oarecum a cinismului meu cu care mă exprim zi de zi în viață. În fine, și a fost, mi-a tras atenția și mi-am dat seama și am rotunjit, am îmblânzit, am corectat. Cu toate astea, sigur că nu a fost ușor pentru cei mai mulți care nu trăiesc ca mine sau ca dumneavoastră, om de presă, în realitate profund, ci trăiesc în fața unei oglinzi pe care numai ei și-o șterg și-o șlefuie și să văd cum și-ar dori. Și în momentul în care, știți, sunt cei mai mulți dintre noi oameni, din păcate, asta e o mare nenorocire, oamenirea omenirii, când vine cineva și atrage atenția printr-o caracterizare altfel decât s-ar fi așteptat el că este, poate să aibă trăsăriri destul de neplăcute. Și au fost după, că au fost Bine. și în timpul, că am văzut din ce povestiți, mai ales pe un anumit segment, cei care aveau un specific de activitate și probabil și un specific de încadrare pe anumite structuri, mă refer la cei, relația externă, pe comerț extern, spuneați că nu afli nimic de la ei pentru că vorbesc și nu spun nimic, de fapt nu răspund la întrebări. Au mai fost și personaje, am văzut, care de asemenea au fost reticente pe perioada documentării dumneavoastră, dar după ce au citit, ați avut reacții de genul ăsta? Bineînțeles, pentru că persoanele respective, cu siguranță, nu s-au așteptat nici cum cum să spun eu, la capacitatea mea de a finaliza, de a realiza această scriere față de care ei au fost anunțați. Da? E ca o atenționare. Vezi că eu mă ocup, cercetez, mă documentez și am să scriu. Ei bine, cu siguranță ei, nu numai că m-au persiflat, n-au crezut și au zis, lasă, că tu zici, dar nu o să faci și dacă faci, nu e de nasul tău să înțelegi tu ce am făcut noi. Mai ales cei din zona exportului. E vorba de exportul dinainte de 89, care însemna cu totul altceva. Eu am fost destul de blând cu scrierea mea vis-a-vis de zona exportului și cu toate astea, ei au tresărit, apropo de că am folosit cu tresărire, știu și eu, destul de agresiv. La un moment dat chiar am avut
Am fost pus în situația în care să dau o replică și să atrag atenția că s-ar putea să mă subestimeze mai mult, mult mai mult decât trebuie și nu e în regulă, pot reacționa. În fine, ei nu știu ce este mintea lor. Din păcate, ar trebui, adică să înțeleagă că eu nu îi critic pe ei ca oameni. N-am criticat pe ei ca oameni. Ei au trăit într-un sistem și ei au fost niște profesioniști desăvârșiți și au făcut treaba corect, dar funcție de sistemul în care au trăit. Eu am criticat sistemul, nu oamenii. Pentru că ce e de vină omul respectiv că a trebuit să lucreze și noi sau și eu? Eu m-am școlit în perioada aia, am stat în uzină, în sistemul de dinainte 89. Care e problema? Deci nu avem nicio vină ca oameni, dar sistemul în sine are o vină, pentru că sistemul nu a fost performant. Sistemul nu a lăsat loc de performanță. Uzina Dacia, dacă în 89 era performantă, nu era nevoie să fie, nu trebuia scoasă la vânzare. O aveam noi, românii. Dar nu era în situația asta. Da? Nici cum nu era în situația asta. Pentru că sistemul, înainte de 89, nu a permis acest lucru. Așa cum să nu aducem, dar n-avem încotro, aducem totuși aminte că Aro a fost în situația atât de gravă încât nici măcar n-a putut fi resuscitată, nu s-a mai găsit pentru ea un client, cineva să zică, bă, fac ceva din rămășițele astea. Nu. Nu, pentru că asta a generat 89 sistemul. Apropo de criticile pe care am adus eu și pentru care anumite persoane, după cum bine ați observat și la lansarea cărții, s-au sesizat. Adică cum, ei s-așteptau să le fac un monument, să le fac, știu eu, portret, să le confer distincții pentru ce muncă au depus ei acolo. Au depus muncă, dar a fost o muncă cu rezultatele văzute în 89. O uzină care își căuta patronul, dacă se poate, pun leu, gratis. Bine, eu aș îndrăzni să spun că această carte nu este o statuie pentru nimeni, dar este un soclu pe care fiecare dintre cei prezenți aici, dar și dintre cei care nu sunt prezenți aici, își poate construi propria statuie raportându-se la percepțiile sale și nuanțându-le, plasându-le în context. Le spun și telespectatorilor Câmpul Ungeni de această dată, care n-au avut legătură cu uzina Dacia, că vor descoperi în această carte nu numai istorie a uzinei Dacia, ci și istoria uzinei Aro, ci și legături între Aro și Dacia și Wolsit și tot ce a însemnat industria constructoare de automobile din România, prin oameni, prin momente istorice și prin fapte. Spuneați la un moment dat, momentul în care a fost prezentă delegația de la Renault, prima dată găzduită sau, din câte am înțeles eu, întâlnire aranjată, așa cumva, de domnul Badea la baza nautică de la Bascov, era vorba despre Aro. Din păcate, Aro n-a avut șansa din cauza tehnologiei mult mai învechite decât acolo și spuneți, nu în ultimul rând, poate eu aș spune printre primele rânduri la egalitate cu ceea ce însemna tehnologia de la acea vreme, abordarea pe care a avut-o sindicatul din acea vreme de la Câmpul Lung. Da, da, îmi place foarte mult că aduceți în discuție aceste lucruri. Înainte de a intra pe subiectul ăsta, pe ce ați ridicat acum, să închid bucla cu vis-a-vis de criticile la care făceam referire față de sistem, că oamenii care nu au fost mulțumiți, să lămurim un lucru. Înainte de 89, oamenii ăștia din Dacia și până la venirea Renault în 98, au muncit și au ținut la nivelul ăsta de standby la care a fost ținută Dacia, au reușit să țină o industrie, o fabrică, ceea ce reprezintă un merit extraordinar. Adică nu trebuie să neglijăm chestia asta. Am făurit o uzină, am ținut-o pe picioare și am ținut-o la nivel, dacă nu de performant, cel puțin la nivel de standby, până la venirea Renault. Și asta trebuie recunoscut și evidențiat. Referitor la ce a spus dumneavoastră, sigur, așa este. În carte apar, iată,
apar informații în premieră absolută, scoase pentru prima dată în public. Vedeți? Probă, dovada faptului că au scormonit serios. A fost o muncă jurnalistică până la urmă. Da, industriașul Gheorghe Badea este cel care a găzduit și a mediatizat prima întâlnire cu directorul de afaceri internaționale de la Renault, Manuel Gomez, chiar la restaurantul lui, la Star, de la Pitești, da? Și unde a fost prezent un director de la Câmpul Lung, vă spun, i-a fost Iustin Preoteasa, scrie în carte și am probe, și directorul Constantin Stroie. De acolo au plecat la Aro, pentru că intenția Renault era pe Aro. Deci venise pentru Aro, să erau interesați de Aro. Și după ce au văzut că pe șoseaua spre Câmpul Pitești, Câmpul Lung, sunt trei bariere, asta una la mână, mai în glumă, mai în serios. Sunt trei treceri de cale ferată. Și au ajuns în Câmpul Lung și au dat de mentalitatea din Câmpul Lung, imediat au descoperit cum gândesc oamenii, din păcate cu un sindicat total potrivnic acelor unei investiții străine, Bașca, tehnologia, care nu mai vorbesc, era total, depășită, nu mai se putea lega nimic din ea, în afara unor specialiști de soi, nimic nu mai avea Aro bun. Și atunci s-au întors la Colibaș și au zis, nu, de la Aro nimic, hai să vedem, poate totuși găsim la Colibaș. Și a început discuția pe Colibaș. Da, așa este. Așa stau lucrurile, dar bine, apropo de remarca dumneavoastră că am făcut multe legături, este era Victor Naghi, acel director legendar de la Aro, care era manageria aici în paralel cu Mihai Dumitru de la Colibaș. Amândoi directori de sorginte comunistă după tipicul vremurilor, fără școli superioare. Hai să zicem, într-adevăr, Mihai Dumitru încheiase facultatea de inginerie, facultatea muncitorească la Brașov, dar Victor Naghi nici liceul nu terminase, decât târziu l-a făcut la Seraj și de acolo sunt multe povești când copia după muncitorii, colegii de clasă care erau muncitorii la Aro. În fine, și sunt povești, unele amuzante, pentru că așa a fost istoria și cu trăiri frumoase, cu echipele de fotbal, când se întâlneau, când câștiga echipa de la Aro și a doua zi că lucra Aro pentru Colibaș și le turnau aici, le forjau, nu, porfurzetele, de exemplu, erau forjate aici și inscripționat, era scorul 3-0, a câștigat o dată cu 3-0 Aro Câmpul Lung și i-au trimis tot lotul de porfurzete, a fost ștanțat cu 3-0. Și a fost un hai mare în toată uzina. Cei de la calitate au observat, s-au dus la directorul Mihai Dumitru, uite ce ne-au făcut. În fine, au suferit cumplicei de la Colibaș, dar își jucau feste, își plăteau poliție ca doi copii, să amuzau. Lucruri plăcute până la urmă, omenești, cu birourile, când și-au construit birourile, și-a construit biroul prima dată aici, primul birou mare, Victor Naghi. Și l-a chemat pe Mihai Dumitru, vino pe la mine și tu un pic, în vizită, ce dracu, nu ai mai fost de mult. Așa vorbi, avea un vocabular pitoresc, era ceva. Și când s-a dus ăsta și a văzut biroul ăsta așa frumos, nu prea i-a convenit, i-a picat fața și, mă rog, s-a întors plin de ambiție și a făcut și el un birou mult mai mare, mult. Și acum mi-l amintesc, era cel mai mare, nu cred că exista birou minister undeva așa de mare. Era în pavilion și pavilionul a fost aruncat în aer, nu mai există urmă. Dar, mă rog, era un birou foarte mare unde și francezii au apucat să stea acolo înainte de a fi aruncat pavilionul în aer. Și să ruga de Mihai Dumitru, să ruga de Victor Naghi, acum, bă, vino mă să înveți tu birou. Și ăla nu vrea să vină, că știa că a făcut birou și vrea să dea mare la mine cu birou la mare, nu mă duc. Până la urmă a venit, că a insistat și a venit. Dar ce a făcut Victor Naghi? Ăsta era foarte șugubăț, legendarul ăsta Victor Naghi. A venit, avea o anticameră foarte mare, cu prima canapea mare, că apropo, eu acolo am foarte bulversat pe multe lume cu acel capitol vis-a-vis de canapelele din anticamerele directorilor. Da. Da, în fine,
Și intră în anticameră, stă ce stă, nu intra ăsta, era în birou și tot suna și spunea secretara, spune-i mă să intră odată, ce el stătea, vrea să-i facă surpriză, pentru că era ceva impunător. Și ăsta ce face? Până la urmă bate la ușe sfios Victor Nachi să se descalță, îți lasă pantofii jos și intră desculț în biroul lui Mihai Dumitru. Era un covor, eu l-am prins, l-am văzut, era un covor de la Persan cu un pluș, că te afundai în el. Ce vorbești? Niște canapele, Doamne! Și ce birou, și ce draperii, și ce era acolo... Luxul pământului. Și ăsta, ce mă, ce aici nebun, ce dracu te descalți, ce te-ai descalți? Bă, zice Victor Nachi, sunt băiat de Ferentar, bă, de București, mă, sunt băiat rasa, mă, cu minte, știu cum să intre la o femeie în budoar, mă, descalți, mă. Că la tine este atmosferă de budoar, lasă-mă dracu în pace. Replici da. Memorate de cei prezenți și... Mă rog, fac savoare în istoria... Fac savoare și construiesc, completează aceste imagini ale oamenilor. Priviți poate de cei care i-au cunoscut doar din postura, sau din cei care nu i-au cunoscut, mai bine zis, doar din postura asta, director în vremurile respective și niște raportări seci tehnic vorbind sau, nu știu, economic la perioada din la care se face referire. Numai că viața nu e așa. Viața e compusă din toate aceste lucruri și... Ce să spun? Am văzut, ce spuneți dumneavoastră, oameni neșcoliți, dar cu vocație, cu pasiune. Am văzut oameni instruiți, dar dezinteresați sau trădători sau interesați personal. Am văzut oameni frumoși și oameni urâți, am văzut oameni veseli și oameni triști, am văzut oameni gospodari și oameni mai puțin gospodari. Am văzut cuplul Ceaușescu, cum era el confirmat și prin... cele câteva referiri la interacțiunile care au existat între conducerea uzinei și cuplul prezidențial de la acea vreme, cu Elena Ceaușescu în rol negativ, Nicolae Ceaușescu mai degrabă cel care ar fi vrut să pună Batista Pățambal și să-l facă în așa fel încât lucrurile să meargă mai departe. Am văzut intrigile cu ginerele, inginerul Oprean, înscenările puse la cale unor oameni, apropo de trădări și de cine ți-e aproape sau cine ține la tine, ține te perie doar. Toate năravurile societății românești, că să ne uităm doar în ograda noastră deocamdată, le-am regăsit în această poveste, spun eu, fără a încerca să-i diminuez latura și consemnarea istorică pe care dumneavoastră ați pus-o între paginile între coperțile acestei cărți și de-aia am spus că uzina, așa cum e prezentată aici, este cât țara, cu toate ale ei, cu bune, cu rele, cu mers înainte, cu mers înapoi, și cu vremurile de după 1990, că până acum ne-am referit poate mai mult la vremurile de dinainte de 1990, dar și ce a urmat seamănă. Da, eu am profitat. Cu graba unora de a se pricopsi. Recunosc că am profitat, mi-am dat seama pe parcurs că de fapt uzina era cât țara și referiile mele critice se duc dincolo de uzină la atmosfera din țară, din România dinainte de 89, dar și după, pentru că să nu uităm de perioada aceea a comerțului sălbatic peste care nu am sărit și pe care am descris-o cum probabil nimeni nu s-ar fi așteptat. Dar i-am găsit și o circunstanță. Acel comerț sălbatic, deci cu acea șpagă, cu cum s-a întâmplat și la Aro, dar numai că la Aro s-a întâmplat până s-a închis uzina. A fost o sălbăticie de aia, adică a fost lupii au mâncat toată stâna. Pe când la Colibaș a fost altceva. Altceva a fost. Uzina avea profit, oamenii câștigau bine, își luau salariu, statul și încasa impozite și în timpul ăsta mașina avea un preț care permitea o piață neagră și care nu făcea altceva decât în acea economie sălbatică a anilor de după 90 imediat să capitalizeze zona Argeșului, că asta s-a întâmplat. Cum era capitalizată? La negru, recunosc, spun, sălbatică. Apăruse Caritasul la Cluj și acolo o mână serioasă de oameni se
pricopsiseră oamenii ăștia. Și aveau bani, dar n-aveau ce face cu ei. S-au dus cu banii la Câmpul Lung și dădeau câte 100 de mii de lei pe un aro care costa doar 20 de mii, prețul de piață, sau mai puțin, s-a epuizat arul a stat și cumpărau cu urmă dacii. Și pentru că aveau niște bani nemunciți, veneau și dădeau un plus pe mașinile de aici. Și se roteau, se învârteau, de ajungeau niște bani în plus la niște persoane care, mă rog, e o vorbă, căsătoria a făcut pe mulți oameni, e adevărat. Sigur, e o metodă neortodoxă, dar a fost într-o vreme sălbatică, acceptată de toată lumea. Eram în prim război, cum s-ar spune. Am mai remarcat un lucru. Dacă liderii, șefii, directori din uzină, înainte de 1989, cei care au fost, hai să spunem, nu maziliți, dar îndepărtați, retrogradați cumva pe funcție, au pățit treaba asta cu ajutorul unor prieteni, între ghilimele, care au ciripit, cum era obiceiul, dar din cauza fie a unor raportări umflate, fie a unor neperformanțe pe domeniul respectiv, după 1990, și acum mă refer doar la Constantin Stroie, Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească, meciul se purta altfel, devenea prea puternic. Era un concurent, chiar pentru un președinte de țară. Constantin Stroie avea realizări. Constantin Stroie pusese pe picioare ceea ce era considerat deja faliment și era aproape dat ca sigur la fiare vechi. El avea o vorbă, Constantin Stroie, ni s-a cântat prohodul și s-au păcălit că, uite, nu e așa. Pentru că, într-adevăr, pentru uzina Dacia se cântase prohodul. Adică era considerată clar moartă. Ori Stroie, având această reușită, în plus ajunsese acest produs Dacia foarte, mașina asta foarte căutată, atât de căutată încât față de prețul de piață real, oamenii erau dispuși să dea și ceva în plus doar să intre peste rând, cumva să intre în posesia mașinii. Asta toate au făcut din Stroie un personaj și de primă scenă în România și de-aia apare acolo la un moment dat o povestire cum m-a luat domnul Băsescu, era ministrul transporturilor și mi-a spus dacă tu ești cel care faci imaginea asta lui Stroie, că deschid ziarul, dau de Stroie, deschid radioul, aud de Stroie, deschid televizorul, văd pe Stroie, m-am săturat, nu mai pot să-l suport pe acest Stroie. Dacă tu ești cel care i-am spus, eu mă ocup de treaba asta, atunci pleacă de acolo că îi faci foarte mult rău. Evident, s-a dovedit ulterior ce țintea, ce miză avea Traian Băsescu, el de atunci se visa președinte și sigur că îl încurca tare mult imaginea lui Stroie, despre care se și vorbea în cercuri de o posibilă candidatură a lui, cu care sigur nu ar fi avut nicio problemă să ajungă președintele României. Da, cu așa imagine bună. Dacă ar fi vrut, dar înțeleg că n-a vrut. Nu a vrut și bine a făcut, pentru că el era vulnerabil. Vă dați seama, el era cel care a gestionat cu și fără, sau fără voia lui cumva acea comercializare, am numit-o sălbatică, și nu numai. Deci oricum era vulnerabil. Iar dacă ar fi făcut acest pas, ar fi fost o greșeală, ar fi sărit din lac, nu știu, într-un puț, în lac poți să înnoți, în puț numai înnoți, și n-ar mai fi fost Stroie cu imaginea aia, cu siguranță. Și eu sunt unul dintre cei care, în repetate rânduri, de câte ori s-a pus problema intrării lui într-un partid sau când îi se ofereau funcții, s-a oferit și funcția de prim-ministru. Sfatul meu a fost tot timpul ca imagolog, ce am fost angajat de el, om de imagine, așa, a fost că nu, să nu facă acest pas. Mereu am spus că nu trebuie să facă. Apropo, recunosc că eu, fără voia mea, mi-a atras atenția cineva, probabil și dumneavoastră urma să mă întrebați sau să mă atrage, să-mi spuneți că ați identificat un soi de autobiografie a mea, dar recunosc, sunt cumva în centrul cărții, pentru că de acolo, din centrul, am văzut eu tot și fără voia mea apar și momentele, reperele importante ale mele dinainte de a veni la uzină și după, până
când am plecat din uzină. Și sunt cel care, sigur, am înființat la comanda, la ideea lui Constantin Stroie, un serviciu special de relații publice în România. A fost, de fapt, primul. Vă întreb altfel, cum v-ați identifica sau cum v-ați defini mai bine specialist în, sau, mă rog, inginer, jurnalist, PR-ist în toată ecuația asta? Pentru că ați fost rând pe rând, ați fost și director de casă de cultură la Mioveni. Și întemeietor de grup umoristic și... Da, am un... Care să fie totuși Nicolae Badiu, cel care se află acum în fața mea? E adevărat că există un registru destul de mare în care m-am exprimat. Am reușit să nu mă răvășesc prea tare, să mă întind, să mă stric, da? Am făcut din toate, dar nu câte un pic. Când am făcut, am făcut, după părerea mea, bine, pentru că a rămas ceva în urmă. Sigur, am terminat facultatea la Pitești, în specialitatea automobile, am primit repartiție guvernamentală la întreprinderea de tractoare Miercurea Ciuc și de acolo, după 3 ani, am venit la Colibaș și de atunci am tot inginerit, dacă vreți, adică în zona tehnică, în uzină, în control tehnic de calitate mai ales, dar nu numai acolo, am lucrat și în proiectare. Mi-a plăcut, am fost șef de colectiv, șef de grupă, șef de colective de proiectare, de control și așa mai departe. Asta înseamnă că mi-a plăcut în așa fel încât am fost și apreciat, mi-am făcut treaba bine. Da? În zona asta tehnică, a tehnicului. După care, pentru că îmi plăcea să fac și grup satirii, să fac și regie, eram și jucător de șac, de performanță, și turistici și așa mai departe, cuiva a venit ideea, bă, tu ai fi bun, ca director de casă de cultură, că știi mai multe, ești un tip organizat, ai și domeniul ăsta tehnic la bază, și așa am ajuns director de casă de cultură. Dar de acolo, după 90, m-am respecializat în domeniul presei, ulterior în domeniul relației cu presa, prin, sigur, niște cursuri post-universitare la SNSPA care au venit să confirme așa că cu o hârtie ceea ce de fapt eu făceam înaintea cursurilor, pentru că la cursul ăsta când m-am dus, fac o paranteză, era primul modul de post-universitare din România pe relații publice, eu de la uzina Dacia, care înființasem relații publice și relații cu presa și aveam performanțele pe care le aveam, eram pus să predau. Da, în fine, nu sunt paranoic, nu credeți că mă dau foarte mare și am impresia că eu sunt buricul pământului, nu, sunt foarte lucid, știu cât am putut face și cât am făcut, dar astea sunt lucruri pe care am făcut, m-ați întrebat și v-am răspuns. Mă rog, unde mă regăsesc? Da, cred că în zona publicisticii m-am desfășurat, am folosit toată știința mea, tot ce am agonisit, toate, mă rog, să zicem, și aptitudini, talente, și aici m-am așezat pe e final. E locul în care v-ați așezat după experiențele acumulate în diferite domenii. Da, da. Mi-a plăcut foarte mult și cu asta o să vă propun să trecem să discutăm și despre societatea românească actuală și despre mușcelul actual, pentru că vreau să le lăsăm cititorilor plăcerea de a descoperi cât mai multe din această carte despre, apropo, ar trebui să spuneți și cum mai poate fi și unde poate fi găsită. Mi-a plăcut, spuneam foarte mult, un lucru care m-a făcut să zâmbesc, m-a întristat, m-a trecut prin mai multe stări, pentru că nu știu dacă descrierea asta este făcută de dumneavoastră pentru vremurile de dinainte de 89, probabil că nu, e vorba despre vremurile după 90. Vreau să vă spun că aici am regăsit exact tabloul ziaristului, al presei în general, de astăzi. O să vă rog să-mi permite să citez pe scurt câteva pasaje. Vorbeați în contextul în care interrelaționați cu jurnaliștii pentru a promova imaginea uzinei, pentru a promova imaginea, mă rog, a produsului și așa mai departe. Și spuneți la un moment dat, bunul simț lipsește în general presei din România și de ce să nu fim corecți,
Asta este o caracteristică specifică presei din toată lumea. Cred că nu e nevoie să exemplificăm, deschidem orice, pe orice canal, deschidem orice ziar și constatăm lucrul ăsta, aceia dintre noi care nu și interacționează cu ziarii și că atunci nu mai trebuie să mai deschidem nimic, e suficient doar să ne intersectăm. Spuneți mai departe, sunt conștient că exprimarea mea nu e cea mai diplomatică posibilă, asta referitor la ceea ce spuneam mai devreme, felul de a fi care se regăsește și în paginile acestei cărți. Fiecare ziarist crede că îi se cuvine și oricât de multe servicii le-ai face, riscul de a fi incorecți în abordări, în abordări jurnalistice este același. Din experiența mea, contează cel mai mult ca ziaristul cu care intri în contact să cunoască bine activitatea din spatele produsului investigat, analizat. Ori, de cele mai multe ori, acest lucru nu se întâmplă. Aici e toată chichița. Cu cât reușești mai bine să-l informezi pe ziarist, cu atât ai șanse mai mari ca acesta să scrie un reportaj corect. Pentru a procesa bine o informație, ziaristul trebuie să aibă minime cunoștințe din zona de activitate investigată, cunoștințe tehnice, economice, etc. Ori asta găsești mai greu în presa românească. Și mai spuneți, în plus, cu ziaristul trebuie să ai o relație de prietenie, se bucură și de o cafea și de un pahar cu apă, nu neapărat pentru valoarea în sine a produsului oferit. Gestul servirii în sine îl cucerește. Ziaristului îi place să fie băgat în seamă, să se simtă important. Domnul Badiu, 100% de acord cu dumneavoastră. Da, știm foarte bine, amândoi. Discutăm când și când, nu foarte des, în particular, comentăm și ne văităm de ce se întâmplă în jur. Eu, uite, am aici o experiență, ori de câte ori am ocazia, mă spovedesc și cer iertare Câmpul Lungului că am contribuit la constituirea, la crearea unei publicații care ulterior nu a reușit să genereze ceea ce am gândit eu la vremea respectivă și chiar și eu m-am trezit de foarte multe ori bălăcărit în fel și chip după metodele bine cunoscute, mai ales presei de provincie, ce să spunem? Ca viață. Da, că asta este. Deci, pentru că în momentul în care el are un deci drept de semnătură undeva, chiar crede că e cineva și săracul ziarist, dacă ar ști el, săracul ziarist, cât este de disprețuit de către mai marii cu care el intră în contact, dacă ar ști săracul de el. Pentru că el, când intră într-un birou și se pune o cafea în față, uneori chiar și un pahar de whisky, și la plecare poate și în geantă ceva, el are impresia că e foarte mare și că directorul ăla sau cine e face ce vrea cu el, tăvălește și arată și trece. Dar el nu știe, săracul, care este sentimentul real al celui care i-a servit cafeaua și sau i-a pus în traiste ceva. Și ca să fim foarte clar înțeleși, vorbim despre ziariștii și purtători de pix, și purtători de microfon, și purtători de orice alte mijloace de informare mai moderne, că toată, era să zic tagma, toată, bine că n-am zis, toată pătura este, din păcate, virusată de acest aparent, nu știu cum să spun, vis de putere. Te fac, dacă vreau, te fac. În fine, închidem capitolul ăsta. Dar continuăm ce spuneam mai devreme, plecând de la ceea ce a spus dumneavoastră în loc de concluzie la finalul acestei cărți și trecând cumva la ceea ce s-ar fi putut întâmpla dacă. Știți că totdeauna ne întrebăm și cum ar fi fost dacă. Petre Roman, cu vestita lui poziție din anii 90, industria românească este un morman de fiare vechi. Declarație care a generat un comportament pe măsură și din partea unora care probabil ar fi putut să devină investitori în sensul serios al cuvântului și nu cumpărători de fier vechi pe care să-l taie și să-l vândă ca atare. Cum vedeți și acum momentul acelei treceri? Eu am îndrăznit chiar în carte să spun, după care am continuat și am explicat de ce spun așa și, mă rog, poate n-am reușit să mă fac foarte bine înțeles, acum am ocazia să explic. Petre Roman a avut dreptate. Prima la mână.
După care vin și spun, a avut dreptate, dar această dreptate a folosit-o în defavoarea României, adică, într-adevăr, în 1989, Ceaușescu plătise datoriile cu unt, cu cereale, cu pâine, cu carne și așa mai departe, cu economie cumplită la curent electric. Am stat în beznă și am stat fără căldură. Cu eforturi ale populației, haideți să spunem foarte clar lucrul ăsta. Da, bun. Și a rămas țara fără datorii. Cu o industrie construită. Care industrie, ca orice industrie, trebuie să țină pasul cu o tehnologie. Și pentru a ține pasul cu tehnologia vremii, în industrie trebuie făcute investiții. Permanent. Ori dacă eu toți banii i-am dat înapoi, e adevărat, am rămas, acum nu mai am nicio datorie, m-am achitat, n-am mai avut bani cu care să tehnologizez. Deci industria era într-adevăr rămasă în urmă la nivel de fier vechi, aproape în totalitate. Ăsta era adevărul. Da. Ca să aduc industria făcută în mod corect construită de Ceaușescu, în mare parte, că au fost și erori groaznice. Dar ca să o aduc la zi, țara avea nevoie atunci de bani pentru a investi în tehnologie care să țină la zi fabricile și să funcționeze. Dar banii ea nu-i mai aveam, că i-am dat. Ca să fac acest lucru, vreau să vă spun că se pare că am fi avut nevoie de mai mulți bani decât cei pe care i-au înapoiat. Adică ar fi trebuit să mai ne împrumutăm un pic. Așa funcționează economia. Iată nenorocirea. Aici, în asta a constat. Nimeni nu i-a spus, nimeni n-a gândit, pentru că în jurul lui a avut numai trădători, impostori. Stai așa, șeful, pe cum, ce facem? Că toți acum spun, bă, m-am împușcat, dacă îi spuneam. În fine, poate așa era. Poate că îi împușca și nu s-a putut, asta e. Atunci a fost împușcat el Ceaușescu, dar nu numai că a fost împușcat Ceaușescu, țara a rămas vai de mama ei, cu o industrie, cum spunea Petre Roma, mormand de fiere vechi, dar care, în care Petre Roma, în care dacă mai era viață. În care Petre Roman putea să injecteze capital și acel morman, între ghilimele, de fiere vechi, avea potențialul de resuscitare la acea dată. Cu o mică, mare sau foarte mare, mă rog, injecție de capital. Petre Roman nu a făcut acest lucru. Aici este adevăr de vină. Petre Roman, mai rău decât atâta, a înlesnit românilor posibilitatea de a transfera minimul ăla capital care îl aveam de stat în buzunarele proprii, drept capital privat, în mod fraudulos. Peste noapte, fiecare funcție de ce întreprindere l-a prins director, s-a trezit cu o capitalizare proprie a lui sau unui grup de interese. În timp ce fabrica se închidea, prospera cine? Directorul și cineva, o gașcă a lui din jur. Asta a fost fenomenul din România. Da? Apropo de Petre Roman, vorbesc cu patimă, pentru că așa de bine pun suflet. Nu, mă rog, în sensul ăsta, pentru că atât de bine am deșifrat prin căutările, în documentarea mea vis-a-vis de uzină, acest fenomen, încât nimeni nu mă poate contrazice, pot să mă bat cu cine vreți și să demonstrez că, într-adevăr, asta s-a întâmplat. Cu bună știință, guvernarea Petre Roman și sub președinția Iliescu a decapitalizat România și a fost startul spre acest dezastru la care asistăm acum, pentru că ce economie există? Funcționabilă și bună în România. Există o economie străină de capital românesc. Avem numai multinațional, avem numai capital străin care funcționează și care, într-adevăr, lasă mai mult sau mai puțin taxe și impozite în România, creează mai multe sau mai puține locuri de muncă, dar nu sunt românești. Nu sunt românești. Ăștia pun condiții în statul nostru, oricând. Și dacă nu le accepți condițiile, la un moment dat ei, pentru că ei dețin capitalul, ei au băncile, ei au finanțele,
pot spune fără nicio problemă, fără nicio jenă, pa, la revedere, am plecat. Și cu ce am rămas? Noi? Cu ce am rămas? Cu cine? Cu politicieni care se bat cu cărămida în piept că noi facem, că trecem, impozităm, mândria, da, da, multinaționale? E corect, teoretic, da, trebuie să le impozitezi, să lase cât trebuie. Dar cum să... Trebuie să vezi cum faci să ajungi acolo. Dar cum să poți să... Ce să mai impozitezi când de-aia dețin controlul total în țară? Da. Ce să faci? Domnul Vadiu, decizia și afirmația transpusă, de fapt, într-o stare de lucruri a lui Petre Roman și a puterii din momentul acela, a fost cauzată de neștiință, adică de prostie, sau de interes pentru că trebuia eliminată o concurență și România se transformă în ceea ce spuneți, adică o piață? Ca și mine știți foarte bine și ca orice jurnalist cu decență și cu pregătire pe măsură știe că Revoluția din 1989, acea mișcare care a revoluționat, îi zicem revoluție, conform definiției, a fost susținută de români, nu făcută de români. A fost susținută de români pentru o manipulare, românii au fost scoși în stradă și au susținut, au pus umărul, dar nu românii sunt cei care au făcut treaba asta. Cei care au făcut-o au devenit imediat, ei sunt cei care au devenit stăpâni, ei au preluat controlul și ei au administrat după interesul lor. Că se vorbește, aud în stânga, dreapta, bă, serviciile, ce fac, ale cui sunt, cum o face, cum o îndrege, că România, la ce se întâmplă? Păi ce să se întâmplă? Serviciile sunt, că de-aia sunt servicii, în slujba fac servicii pentru cei care stăpânesc țara respectivă, care conduc țara și sunt în slujba lor. E, cine stăpânește, are și serviciile. Hai să ne uităm cine stăpânește țara. Da, că ăștia suntem. Și în timpul ăsta ce facem? Suntem dezbinați total. Ne dăm unul altuia în cap. Care e cu Dragnea, care e cu Iohannis? Ați mai pomenit, ați visat vreodată așa ceva, o țară în care președintele zici că este al unei țări și prim-ministru al altei țări. Și aceste două țări se află într-un război nuclear, dar drept. Da? Cum? Adică eu înțeleg, bun, mă cert, e democrație, mă contrazic, dar ei se atacă exact ca reprezentanții a două țări învrăjbite, în dușmănie. Asta se întâmplă la nivel de populație, mă uit la tineri care habar n-au ce vorbesc, ei doar știu că, bă, unul care, mă rog, e spălat de creier de opoziție sau un altul care e spălat de creier de putere, că și unul și altul tot așa este, să nu crede cineva că țin cu o parte, când intră în competiție, devin atât de agresiv, extrem de agresiv, ca pe front. Dacă ar avea, n-au o armă. Că dacă ar avea armă, ar trage, ar pune degetul pe trăgaș și ar trage. Ce vedeți pe Facebook, sigur, manifestarea pe Facebook este alta, că acolo permite rețeaua de socializare să înjuri, să blestem, să faci orice. Când sunt față în față, se schimbă treaba, sunt cu minți. Dar potențialul există, mocnește starea de conflict, ceea ce este foarte, foarte grav. Și ce înseamnă starea de conflict? Înseamnă că noi nu mai putem construi. Noi nu mai suntem în stare. Noi suntem controlabili total. Deci într-o țară în care unul hăi să altul cea de maniera asta, ce guvernare poate să vină să spună, băi, multinațională? Păi tu vii, ți-am dat, ți-am făcut aici, dar lasă și tu aici de verul necesar pentru a construi și ospitale, pentru a plăti și o armată, poliție, jandarmi, că sunt necesari și jandarmii, da? Și așa mai departe. Și școli, și căi ferate să construiești și infrastructură cu banii ăștia. Nu, nu putem pentru că ăia conduc tot. Și pe fondul ăsta de instabilitate socială în care unul altul își dă în cap, ăia fac ce vor ăștia străini. Și o să facă în continuare. În situația, aici ne aflăm noi acum. Și că vorbești și dacă cineva ne ascultă, o să zică unii, bă, ce dreptate are, ce bine zice, sau alții care nu înțeleg pentru că suntem înconjurați de analfabeții funcționali, poate să zică, ce era cu batera capitan Pito ăla, ce era cu... Iată, deci nici nu știu. În fine, poarta a trei, cartea asta, am spus, s-a epuizat, nu se mai găsește. A fost online, s-a vândut,
Am avut ce s-a fost vândută, nu numai în țară, până în Washington. Sunt exemplare vândute. Dar vestea, dau o veste, în premieră, m-am hotărât, voi revizui parte din carte, voi adăugi și într-o vreme relativ scurtă, în începutul celui de-al doilea trimestru din anul ăsta, va fi din nou pe piață în această formă revizuită și adăugită. Și atunci vom anunța. Pentru că știu că sunt mulți curioși și să parcurgă. Da. Deci deocamdată cartea nu poate fi decât împrumutată pentru a fi citită. O întrebare mai vreau legată de subiectul la care ajunsesem cumva, după care o să încheiem retrăgându-ne în mușcel, așa. Mai avem timp să mai... Mai avem. Dar pauză de publicitate nu luați? Dacă vreți, vă luăm și pauză. Nu vreau să nu fragmentăm discuția. Nu, dar asta e foarte... Îmi place foarte mult. Nu ne presează... Da, că tot luăm pauză de publicitate. Și apoi o post de televiziune care se respectă și permite chestia asta. De-aia și vin aici cu mare drag. Mulțumesc. Pe logica asta, care este absolut evidentă, spun și eu că România este condusă și este condusă pe interes strict economic, adică un câștig financiar direct pentru cine e prezent în piață și cine controlează piața. În toată lumea se întâmplă asta. În toată trag lumea. O concluzie și anume că francezii nu sunt printre stăpânii noștri, că dacă erau, făceau și ei în așa fel încât să construiască autostrada asta cerută încă de la începuturile prezenței Renault la Dacia. Mă refer la Pitești-Sibiu. Stați puțin, cum francezii să construiască autostrada? Nu, zic, dacă ei ar fi fost printre stăpâni, făceau într-un fel, făceau autostrada, ei fiind stăpâni în țara asta, nu? Nu, ei fiind unii dintre stăpâni. Unii dintre stăpâni, dar se pare că dacă ei autostrada fiind aia, unii dintre stăpâni... Dacă autostrada aia nu se face, înseamnă că n-au suficientă forță în a ne stăpâni. Că interesul lor economic, până la urmă. Interesul lor este să... Și al lor, iertați-mă, că nu trebuie deci să punem primul numai interes este al românilor. Al nostru, corect, sigur că da, și al lor, da. Primul interes este al românilor. Ei au acest interes și au arătat și slavă Domnului că interesul lor coincide cu interesul țării. Categoric. Avem nevoie de această infrastructură, de această legătură peste Carpați cu Transilvania până dincolo de Ungaria cu vestul. Dar lucrarea este în sarcină, aparține exclusivitate statului român. Ei, francezii, spuneți că dacă erau așa puternici și puteau să o decidă să facă, să... Nu e așa, pentru că aici sunt multe interese. Nu există doar interesul Renault. E adevărat, Renault este un investitor care are o cifră de afacere cu peste 3%, bate spre 4% din produsul intern brut al României, dacă mai știe cineva ce înseamnă asta. Da? Are un export semnificativ. Renault este foarte important. Oferă locuri de muncă cu tot ce are până orizontală, bate undeva în jur de 100.000 de locuri de muncă. Simplificăm, iertați-mă, domnul Vadiu, simplificăm un pic pentru percepția publică această contribuție, să o denumim așa, a ceea ce înseamnă investiția Renault în România regăsită în produsul intern brut, este cam aproape dublu alocarea pentru armată, conform noilor cerințe. Exact, dar e foarte important. Ei bine, un interes, iată, interesul coincide cu interesul românesc. De ce? Pentru că, din fericire pentru noi, Renault aici a găsit loc unde face profit cu o mână de lucru calificată. Pentru că dacă nu ar exista aceste minim două condiții, mână de lucru calificată și o productivitate care să permită, deci un profit, pentru că ei fără profit nu discută, ci profit cât mai mare, nu discută. N-au niciun suflet, nicio inimă, niciun lacrimă, nu varsă pentru români. Nu, deci totul se judecă prin profit, la rece. Dacă acest profit pe care și-l doresc ei nu și-l realizează, în secunda 2 pleacă, închid jucăriile și la revedere. Acum bine că profitul se discută în mod corect, că domne, avem un profit pe hârtie și raportat la el verși la statul român o sumă, da, pe de altă parte, noi te bănuim că, de fapt, n-ai cum să stai numai cu profitul ăla. Tu ascunzi undeva cu inginerii financiare. Cu siguranță că asta se întâmplă. Dar e slăbiciunea statului român. Revenind, coincide, deci, dorința lor cu interesul statului, dar sunt alte și alte interese. Victor Ponta a spus la un moment dat, dacă vă amintiți, la scurtă vreme după ce n-a mai fost prim-ministru,
A nebunit într-o seară, cum a nebunit lupul, da? Deci, pur și simplu, într-o seară, pe Realitatea TV l-am văzut în direct, afirmând că el a vrut să facă autostradă și n-a fost lăsat. Și că e curios să vadă el pe cine va putea să facă acest lucru în România, pentru că sunt interese clare împotriva realizării acestei autostrăzi care să lege Muntenia de Transilvania și de Occident. Ce mai vreți, domnule? Un fost prim-ministru. Numai unul ca Ponta, mă rog, dar a tăcut multă vreme după afirmația asta Ponta. A tăcut. Nu prea a mai apărut. Ce s-a întâmplat cu el, nu știu, pe unde s-a dus, pe unde a fost plimbat, că n-a mai zis nimic. Dar a zis-o atunci, a scăpat. Un motiv pentru care, cu siguranță, Ponta niciodată nu cred că va mai primi, va mai putea accesa și va mai putea ajunge pe o funcție înaltă în statul român. Interese sunt multe. Nu sunt numai dintr-o parte. Sunt interese din mai multe părți. Pentru că țara asta este foarte bogată. Nu? Știm treaba asta, că Dacia asta, ținutul Dacia, da? a lăsat și deci avem bogății care par fără fund. Și e firesc că acolo unde este bogăție, mai există și frumusețe și mai există încă un popor bun de pus la muncă, e firesc să existe interese. Da, asta e, da. Din nefericire am spus, deci această atmosferă cu care ne confruntăm de segregare, de această diversiune între oameni, că unul hăi sau altul cea, iată, asta este realitatea, ne controlează. Conjunctural, unii dintre români mai trăiesc și bine. Conjunctural, că au nimerit în locul potrivit, la momentul potrivit. Uzina Dacia Bayer-Renault este un astfel de exemplu. S-a dezvoltat în jurul ei o altă industrie pe orizontală, nu numai în Mioveni, în Pitești și în județul Argeș, dar eu vreau să ne referim doar la această zonă, punând în contrabalans cu ce s-a întâmplat la Câmpul Lung. Și întrebarea mea este dacă zona uzinei, ca să nu o definez neapărat referitor la niște localități, s-a dezvoltat datorită relansării uzinei Dacia. Mușelul este condamnat definitiv prin dispariția lui Aro? Fără discuție. Mecanismul economic din zona fiscalității a generat bogăția Mioveniului. Pentru că un procent, nu știu, pe 47% sau nu știu cât, exact cât mai este acum din impozitul pe salarii, pe venitul din salarii al salariaților, se varsă la bugetul de stat și se redistribuie localității în care se află firma respectivă. În cazul de față, uzina Dacia alimentează în acest mod bugetul de la Mioveni, acest oraș devenind raportat la numărul de locuitori față de bugetul pe care îl are, nu strict la valoarea bugetului, ci raportat la numărul de locuitori, cea mai bogată localitate din România. Sunt bani acolo, sigur că da, pentru că dacă uzina merge, deci bine și localității respective. Sigur că dacă Câmpul Lungu ar fi avut mai multă industrie la ora actuală în funcțiune, cu mai multe locuri de muncă, bugetul primăriei ar fi fost mai bogat și și-ar fi permis primăria, domnul primar s-ar fi simțit mult mai confortabil, asfaltând într-un ritm și mai mare și mai multe străzi, construind și un spital în plus, dacă vreți, și școli și așa mai departe, dar nu sunt bani, pentru că nu sunt bani. Nu sunt bani ca la Mioveni, asta este nu se în rest. Da. Deci, într-adevăr, a contribuit, bineînțeles, Renault la bogăția zonei. Credeți în șansa asta despre care s-a vorbit și încă se mai vorbește acum cei drept mai așa, mai cu jumătate gură, mai în turism pentru relansarea Mușcelului? Poate fi turismul în sine o componentă serioasă pentru a dezvolta, aduce, mă rog, la nivelul, măcar la nivelul la care era Câmpul Lungul și zona din prejur? Da, încep cu o remarcă apropo de nemulțumirile veșnice ale Câmpul Lungenul. Câmpul Lungenul este un cetățean veșnic nemulțumit, printre altele. Așa. Trebuie să recunoaștem acest lucru.
E o primă mare și importantă caracteristică. E nemulțumit, orice ar fi, e nemulțumit. Ei bine, vreau să vă spun că ochiul călătorului din afară vede altfel câmpul lungul. Constant, orice trecător prin câmpul lung se bucură de ce vede, admiră cu plăcere și comentează favorabil ce vede în câmpul lung. Din afară, deci vede cu alți ochi câmpul lungul decât vede câmpul lungeanul. Acum e drept că turistul nu trece prin subsorurile din Grui și nici prin subsorurile blocurilor din Vișoi. Dar cine să vină să le curețe subsolurile, cine să vină să administreze bugetele familiilor de așa manieră încât să nu-și fi tăiat caloriferele, să se debranșeze și așa mai departe. Pentru că e de discutat și aici. Suntem săraci, da. Ia să vedem de ce suntem săraci. Suntem săraci numai și numai din vina altuia, altora, întotdeauna. Sărăcia, hai să vedem, în primul rând, în ce măsură ni se cauzează nouă. Corect. Da? Turismul poate conta, poate aduce câmpul lungului un plus de valoare, cu siguranță, cu siguranță. Dar asta, sigur, presupune să existe servicii de calitate, ca peste tot în România, unde încă deci suferim, pe lângă dezvoltarea așa infrastructurii și apar hoteluri noi, restaurante, pensiuni, știu și eu, temir ce mijloace de distracție care să atragă și dar dacă nu vom avea servicii, degeaba. Potențial există. Potențial există, orașul are un centru istoric, ceea ce este, sunt locuri rare în România unde au mai rămas în picioare centrul istoric. Împrejurimile sunt de-a dreptul fascinante. Cred că ăsta e atuul principal. Apropo, câmpul lungenii, să știți, am observat o treabă. Și dintr-o experiență, nu vă spun care, recentă. Mă rog, lucram la realizarea unor fotografii și vreau să prezint eu cu precădere prejurimile. Și mi s-a atras atenția. Asta nu place câmpul lung, genilor. Ce vrei să faci? Păi trebuie să pui din câmpul lung. Păi zic, vreau să fac ceva care să aibă o atracție turistică pentru câmpul lung. Iar câmpul lungul poate atrage turiștii cu împrejurimile. Și atunci eu trebuie să prezint împrejurimile. Era punctul meu de vedere. Stai în banca ta. Nu. Trebuie să dai din câmpul lung. Că dacă pui împrejurimi, înseamnă că nu e din câmpul lung. Și dacă nu e din câmpul lung, câmpul lungeanul nu e mulțumit. Poftim. Mentalitate. Apropo. Dar să revenim. Pe câmpul lungul are, e la poalele lui Iezer și Păpușa, cumva, da? Câmpul Lungu este în vecinătatea cele mai bogate comune recunoscute din vremea lui Ceaușescu, care și acum are un potențial extraordinar, natural și nu numai, Lerești. Putem discuta despre zona Albești-Cândești, unde la fel sunt locuri extraordinare. S-au dezvoltat, aici sunt întreprinzători care au dezvoltat păstrăvării cum puține locuri din lume există. Numai pe asta putea să fie, cum există drumul vinului, să creeze cineva, să vină ideea, uite acum am venit, în direct, drumul păstrăvăriilor. Și e un lucru extraordinar. Să vă mai spun că un loc pe care eu îl consider turistic de atracție, de prima atracție, este Cimitirul. Poate o să râdeți de mine. Celălalt oraș. Am avut o ilustrație cu un cimitir undeva și am pus-o într-o lucrare și mi s-a spus, cimitirul ne pui nouă. Oameni buni, cimitirul din Câmpul Lung este de categorie, după părerea mea, de intrat în patrimoniu UNESCO. Nu știu de ce nu i-a venit ideea cuiva până acum de făcut, să facă aceste demersuri. Cimitirul din Flămânda, când a venit Tomozei, scriitorul, mare scriitor și poet George Tomozei, l-a adus la el acasă, că i-a fost mușcelean, pe Nichita Stănescu, prietenul lui. Știți unde l-a dus? În cimitirul din Flămânda. Și Nichita Stănescu, într-o carte de-a lui de excepție, Respirări, unii poate mai știu, sau o op în bibliotecă pe acolo și își mi-aduc aminte,
Acolo el povestește acest lucru, cum a fost adus de Tomozei în acest cimitir și să vedeți cum descrie acest cimitir. Pentru că, într-adevăr, este așezat acolo pe poalele, pe mușcelele astea de pe, din Flămânda, sub acea mănăstire, la fel, cu arhitectură și cu un amplasament absolut fabulos. Și cu legendă. Și cu legendă și cu tot. Deci, care e problema? Dar nouă românul în general, ne-i rușine și de Dracula. Ci că cum să spunem Dracula? Dracula, cum? Problema, știți care este? Problema este că acele monumente absolut superbe din cimitirul Flămând, acele vechi și ale personalității, spuneam în timp ce a spus cimitirul, am spus celălalt oraș. Pentru că asta este, e acolo, e celălalt oraș. Ăsta e al viilor, ăla e al morților, al celor care au fost cândva. Nu ne referim la strecă la chestia asta cu morții și cu vii. Nu, dar vreau mă refer la partea urbanistică. Monumentele acelea se degradează pentru că evident că nu mai sunt urmași ai marilor familii. Evident că nimeni din cei care ar fi putut, că spuneați că se puteau face demersuri, corect, uite, e o idee, poate cineva o preia și o dezvoltă, tocmai pentru a conserva, măcar în starea de acum, și a începe să reconstituie ce s-a pierdut. Acele monumente cad, efectiv, se degradează. Timpul își pune amprenta peste ele. Nu se va mai ști, deja nu se mai știe în multe dintre situații unde sunt mormintele unor personalități ale Câmpul Lungului. Administrația locală trebuie să ia foarte în serios treaba asta, după părerea mea, și să se implice chiar cu o investiție și să grijească, ca să spun așa, zona asta, pentru că e o valoare turistică fără doar și poate. Mă gândesc că în Paris, cine n-a auzit de cimitirul Montparnasse și câte alte locuri în Franța și nu numai, unde există nume celebre de cimitire ca obiective turistice. Ei, acest în Câmpul Lung, aia a vorbit prea mult deja de cimitir, dar în fine, e un bun al câmpulungenilor care trebuie realizat și trebuie speculat. Acolo în zona aia era, când eram eu copil, un izvor celebru, se spunea izvorul de apă de pucioasă. Habar n-am, dacă eu cred că a fost pe proprietatea cuiva, a fost restituit, s-a închis, s-a blocat, dar putea în altă parte să-i dea drumul la izvorul ăsta cumva. Iar era o comoară, această apă de pucioasă, care nu însemna altceva decât o apă sulfuroasă cu un conținut de sulf numai bun pentru o serie întreagă de boli, de rinichi și așa mai departe. Așa cum era și cel de la Băile Bug, a închis și ăla, din păcate. Și parcul Olga Bangic, care la fel, deci așteptăm de nu știu câtă vreme să se întâmple acolo ceva. Am înțeles că e în trend, se întâmplă până la urmă. Da, avem puțin tică răbdare. Ce i-ar lipsi? Am discutat despre șansa asta sau oportunitatea pe care o poate constitui turismul, dar nu cred că în exclusivitate turismul, pentru că nu văd totuși zona asta, care e o zonă cu un specific aparte. Ați vorbit de împrejurimi. Câmpul Lungul are un mare avantaj pentru că localitățile din jur sunt foarte aproape. Oamenii de acolo vin și fac cumpărături în Câmpul Lung. Probabil că unii dintre ei lucrează în Câmpul Lung. Probabil că unii dintre ei își aduc și copiii la școală în Câmpul Lung. Nu știu, există legături. Cert este că deplasarea e facilă, fiind distanțele foarte scurte. Câmpul Lungul poate deveni într-adevăr un centru al acestei zone, nu al lui însuși. Exact. Exact. În centrul acestei zone. Și turiștii străini sunt dornici de zone așa numite virgine, nebătute, neexplorate, neexploatate până acum. Ori în zona noastră există astfel de zone și pot fi puse în evidență și, mă rog, exploatate eficient. Asta vis-a-vis de turism. Eu cred că, ați zis la un moment dat, ce lipsește, ați vrut să spuneți, ce lipsește Câmpul Lungului. Câmpul Lungului îi lipsește ceea ce a avut dintotdeauna mai de preț. Educație. Câmpul Lungul a fost un oraș cu populație bine educată. Rasată, nu așa. În Câmpul Lung, nu întâmplător, avem un bulevar cu numele de Pardon. Pentru că veneau aici, de la București, cei din lumea bună și își petreceau vacanțele. Și aveau acel vocabular elevat, lume, de bonomă, de bon ton și așa mai departe, care se exprimau pardon, își cereau scuze dacă te dea unul pe altul, că era foarte aglomerat bulevardul. Sau în grădina Merci, unde există legenda că se ofereau flori. Lume educată.
Ei, poftim, apropo de ce a spus de mine, nu mă pot abține, că le zic că le cam zic. Cred că asta lipsește. Lipsește ceva, trebuie, deci, niște motoare de educație puse repede în funcțiune, ambalate la maxim, cu turație la maximă și să redevină Câmpul Lungul ce a fost odată. Câmpul Lungul care a fost aici, deci, școală de pictură, da? A fost școală de creație în general, a fost pepinieră de scriitori, de poeți, de pictori, deci am spus, de arhitecți, de ingineri, de doctori. Unde, de ce nu avem acum, ce avem? Avem numai ură, dușmănie și ce? Și nemulțumire permanentă. Da. Nemulțumire permanentă. Păi, da, în loc că, cât de simplu este, s-a spus și să tot spune, ce trebuie României? Bă, ca fiecare să realizeze ce e de făcut și să nu se mai uite el ce ar trebui să facă altul. Mă, fă-ți tu ce ai tu de făcut. Da? Stau la bloc, mă duc și văd, miroase ceva, mă duc și îmi curăț eu zona mea acolo. Îmi dau cu mătura în drept, îmi repar eu, îmi fac eu și fiecare să-și facă la fel în dreptul lui. Și dacă fiecare își face în dreptul lui ce trebuie, totul va fi ok, va merge totul bine. E foarte simplă formula, da? Da, s-a dat tocmai cu prafuri. De-aia, pentru că e niște simplă, prafuri. Da. S-a dat niște prafuri. S-au dat și se dau în fiecare zi. Se dau în fiecare alea, zi, da. La televizor, în presă scrisă, peste, în toate mediile, din aproape în aproape, știți că sunt purtători din ăștia de opinie, diversi, pe la scări de bloc, pe temir, pe unde, care preiau și ei, că măcar dacă ar avea propriile idei, tot ar fi vreo sfârială, dar preiau diferite lucruri, cum spuneați, și ajung să se îndârjească unii față de ceilalți, în așa fel încât se vede că nimic nu se poate construi, din păcate. Nu mai știm să ne dăm mâna, știm doar să ne aruncăm priviri din astea tăioase, să ne suspicionăm, să ne acuzăm reciproc și să ne invidiem. Prezentați-ne un pic zestrea cu care ați venit. Ați spus că v-ați așezat în publicistică, ați venit cu cărți, o să le prezinte. Da, vă mulțumesc. Ziceri Gazetărești a fost primul meu volum de publicistică în 2003, dacă nu l-am scris aici, nu mai știam, pădăros să vă spun din prima, în care am avut un capitol important legat de Câmpul Lung. Și apare în subtitlu numele de Starea Vremurilor în Argeș și Mușcel. Da? Și am avut loc special pentru Mușcel, în plus, un capitol important cu denumirea Lumini și Umbre la Aro. Da? În 2003 încă nu credea nimeni că se va sfârși cum s-a sfârșit Aro. Doar ne revoltam, vedeam că lucrurile nu sunt în regulă, dar chiar așa nu ne-am gândit. Era perioada în care eram, vedeți, Aro era, zic, era curtat de acea firmă nefericită americană, care până la urmă tot firma aia a cumpărat uzina și așa s-a și închis în fine. Firma care s-a plasat în scenariul pe care l-ați prezentat și în poarta 3, cu ceea ce s-a întâmplat după Revoluție, când cei care au revenit pe post de investitori străini erau tot oamenii fostului sistem din securitate, hai să spunem, cei care aveau frâiele și știau și conturile alea de pe afară și făceau ceea ce se chema comerț exterior și sub înfățișare de investitor au fost de fapt niște călei care au pus pe butuci. Ați redat perfect, ați înțeles perfect ce am scris și ați spus-o. Așa este, da. În bună parte așa s-a întâmplat. Pentru că sistemul de dinainte de 89 a generat impostură, incompetență, trădare. De-aia și continuăm să ne bălăcim în această atmosferă, pentru că societatea noastră încă mai are de parcurs perioadă bună, vreme bună, până să se spere de toate aceste păcate, neajunsuri. Deci este evident că acel comunist, după care mulți mai sunt încă nostalgici, nu a fost altceva decât un dezastru pentru România, mai ales, culmea, în mod paradoxal, în plan social, că mulți spun, băi, uite, vă, ia educația, atunci făceau, e adevărat.
Există un soi de decență, de moralitate pe care îl admirăm la, la generația venerabilă, la o vârstă ajunsă din vremurile de, care au prins în principal vremurile de dinainte de 89. Dar nu-i tot. Să nu ne lăsăm păcăliți, că nu asta înseamnă tot. Și apropo, să știți că eu am o mare încredere în generația nouă. Tinerii de astăzi trăiesc într-o eră necunoscută multora, neînțeleasă. Este vorba de era digitală. Și de-aia manifestarea lor este foarte dificil de priceput. Ei trăiesc într-un alt univers, atenție. Când o să înțelegem, cine înțelege universul lor, cine pătrunde în sfera lor de trăire, în această era digitală, o numesc generic, va descoperi foarte multă inteligență și foarte multă aplecare spre bine. Vreau să vă spun, părerea mea este că tinerii de astăzi, iată bine că am ocazia să spun, îmi vine în minte, tinerii de, din ziua de astăzi diferă față de generația mea de tinerețe, vreau să vă... Eu unul confirm, părerea mea asta este în sens pozitiv. Ăștia sunt mai voluntari, mai generoși decât ei din generația mea. Nu o să vă vină să credeți, dar eu pot să vin cu argumente. Ăștia sunt mai implicați, dau idei, sunt studii, se implică pe forum vis-a-vis de produse mari, multinaționale și vin și spun, produsul ăla merge așa. Făcut, ălaltul așa. Ei, din generația asta mea ar spune, bă, spun, da, cât îmi dai? Au o chestie de asta, o aplecare foarte interesantă spre dăruire, generozitate până la urmă, da? Plus că noi observăm doar că ni se pare că nu sunt politicoși, că nu mai oferă locul pe scaun, în autobuz, nu prea mai nu sunt mai autobuze, cazul, că nu e cazul, dar nu stau așa lucrurile, nu. În fine, revin la despre asta putem discuta separat. Dar nu într-o emisiune, mai multe, despre să acordăm atenție specială aceste generații. Pentru că generația asta se retrage într-o carapace a ei, nefiind înțeleasă, și de-aia reacționează, vedem acea agresivitate, chiar violență. Pentru că dacă nu înțelegi, nu comunici cu ea, când un om nu înțelegi, hăituiești, el ce să-ți facă? Reacționează pe măsură. Își face carapace. Își face carapace și... Dar nu e așa. Ei nu sunt așa. Și plus că sunt extraordinar de inteligenți și o forță, pricep cu mare viteză și mult mai mult decât am priceput noi. Bun. Zice gazetărești așa. Aici m-am ocupat și de Colibaș pe vremea aia când venise, deja venise Renault la Dacia. A urmat, am avut o Românie în șah etern. Aici, uite, în 2004 m-a surprins prietenul meu și al nostru, al majorității mușelene, Mircea Diaconu, scriitor înainte de toate, poate nu știu mulți că el este scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor, a fost câștigat și un premiu al Uniunii Scriitorilor, actor și poate politician, e treaba lui, eu nu am treabă cu politica lui, dar nu pot să dau la o parte aceste caracteristici ale lui de scriitor și de actor. Și el remarca aici că eu sunt un copil, n-a spus tâmpit, dar a zis un copil care râde, zice el, care nu se supără niciodată și a avut dreptate că eu nu mă supăr, dar nici nu te lasă în pace. Apropo de caracterizarea pe care mi-ați făcut-o. Da. Să-mi pun un pic mai sus la valiera. S-a auzit ce am spus până acum? Sper că nu tot, numai ce a trebuit. Vreau să spun așa, că mi-am luat aminte acum, că a spus cu Mircea Diaconu și politica lui, a spus că n-am treabă eu cu politica lui. Ei, uite, suntem în an electoral pentru alegerile europarlamentare și mie mi se pare de neconceput ca în România, că aici ne interesează, să nu se vorbească despre importanța pe care o au europarlamentarii români în acea instituție. Ba dimpotrivă, parcă se face totul să se bagatelizeze rolul acelora, să fie prezentați doar ca niște consumatori de resurse, ca niște vătafi ajunși acolo care și-au pus grijile în cuier și trăiesc bine mersi din leafa aia de europarlamentar, fără să intereseze de ce se întâmplă pe acasă. Mi se pare că și aici e un joc, o propagandă, astfel încât pe români, și din păcate și-a atins scopul și propaganda asta, să nu-i mai intereseze aproape deloc ce înseamnă reprezentarea noastră ca țară în Parlamentul European. Impecabil ați remarcat. Absolut adevărat. Așa stau lucrurile. Pe uite, dau exemplu, că am pomenit pe Mircea Diaconu. Pe Mircea Diaconu este vicepreședintele Comisiei Europene de Cultură.
Și unul dintre eurodeputații, europarlamentarii, care cu cultura lui, cu CV-ul lui, cu sutele lui de roluri și premii internaționale în cinematografie, nu te face de râs. Ți-e rușine ca român cu așa ceva? Nu cred că putem să spunem, doamne, mi-e rușine cu ăsta acolo. Eu dacă postez pe rețeaua mea de Facebook ceva despre Mircea Diaconu, am un grup de agresiune care sare imediat cu petarde și deci fac prăpăd și cu insulte inimaginabile la adresa lui Mircea Diaconu. Anonim. Oameni de nimic, despre care abar n-am, își permis să-l facă pe ăsta, am auzit zice că un ratat. Cum poți să fii ratat? Cum o, deci un monstru sacru al cinematografiei este ratat? Un scriitor este ratat? Un vicepreședinte al Comisiei Europene de Cultură, al Consiliului European de Cultură, este ratat? Doar că ce? Că ce? Ce a făcut omul ăsta? N-a făcut autostrăzi, domnul. Nu știu ce. Și n-a plombat drumurile. Asta că veni. Eu n-am treabă cu politica lui. N-a plombat drumurile din Câmpul Lung, nu prea face curățenie pe aici, că știți că s-a spus și asta. Și asta? El trebuia să facă asta? Da, n-a făcut drumuri. Doamne Dumnezeule. Iar, bun, lăsăm pe Mircea de acum. Mai sunt încă mulți alți oameni de valoare, români, culți, care știu să și vorbească limbile la care, deci engleză și franceză, că toată lumea mă nebunește mor când au treaba asta. Să pierd din vedere faptul că cu acest cosmopolitism exacerbat, că de-aia românii sunt, au stăpâni, că asta și vor, le place. Le place ca să fie o mai spun și pe asta. Păi cum sfârși. Adică limba română, atât timp când nu suntem membri ai Uniunii Europene, limba română este limbă europeană, legal, cu statut european. Deci eu pot vorbi în Consiliul Europei Română și ei sunt obligați să traducă în celelalte 26 de limbi sau câte sunt tuturora, nu mă interesează. Și aud pe ăștia făcând cancan, auleu, băi, ăla nu știe bine engleză și culmea dacă le ieși să scuturi pe cel care comentează, ai surpriza, dar eu nu am, pentru că nu mă surprind, să descoperi că de fapt el este primul analfabet și care habar n-are să vorbească nici bine românește. Nu o altă limbă. Și stă și păi da, de ce nu vorbește ăla, nu știu bine, nu pronunță bine engleză, franceză sau nu știu ce pretenție mai are. Apropo, de români. Da. Și deci sunt români care știu și limbi străine, care au și cultură europeană și care ne reprezintă acolo, da? Dar noi știm doar atâta. Să dăm cu noroi, să-i înjurăm, să-i blestemăm, că ăia sunt niște nenorociți, că ce-or fi făcând, că ce caută acolo, că mănâncă banii cui? Nu știu, pita asta e regula europeană. Dacă n-ar fi Uniunea Europeană, până la urmă, ce-am fi? România singură. România este încă, există ca entitate sub cupola Uniunii Europene, este tot una cu Uniunea Europeană. Suntem braț la braț, cot la cot, la cot, umăr la umăr, cu Franța, cu Germania, cu Italia. Pentru că suntem membri ai Uniunii Europene. Dacă n-am mai fi Europa ca aud, iertare să-mi fie, de curând am văzut, eu într-o vreme eram încântat de Dan Puric, dar am auzit pe Dan Puric spunând, zice, această șandrama e Uniunea Europeană, ca să cadă, să se prăbușească. Păi dacă se prăbușește șandrama asta, noi cine mai suntem? România, dacă România e cum e în Uniunea Europeană, dar păi singură, nefiind, neavând această cupolă, această îmbrăcăminte, această reprezentare la nivel de Uniunea Europeană, ce ar mai fi România singură? Nimic. Asta vrea Dan Puric. Deci eu sunt exasperat, dar cui să-i explici? Că n-avem timp acum. Cât de importantă este Uniunea Europeană. Că m-ați provocat. Da, în fine, uite, în Consemnări la Vama Vremii, o altă carte, dar care în marea ei majoritate are interviuri, de-aia și numele Consemnări, am consemnat discuții, cu fel și fel de personalități ale vremii, printre care aici vreau să vă spun că mi-aduc aminte de unul mare mason din vremea respectivă, e vorba de Dan Amadeo Lăzărescu, ați auzit, probabil mulți știu că e tatăl Vitreg, al lui Tăricianu, mai știu unii câte ceva, și pe care l-am intervievat față în față ca pe toți cei pe care am întâlnit aici, numai unul și unul personalități, și l-am întrebat, pe asta era până în 2013, ce facem România, se duce de râpă, nu mai avem nimic, s-a vândut tot, s-a dărâmat tot. Și acest Dan Amadeo Lăzărescu, eu țin în minte o vorba lui, stați, Dumnezeu, liniștit, România are atât de mult, atât de mult încât ăștia de mii de ani
De mii de ani ne tot slugăresc, ne tot vin și ne tot jefuiesc și tot ne iau. Și tot avem. Mai avem încă pentru sute de mii de ani de acum încolo. Stați liniștit. Dar nu o să se potulească, o să își dorească să vină să se înfrupte. Dar da, avut, avem, că e țara asta foarte bogată. Apropo, ăsta spunea Dan Amadeu Răzărescu aici. Apoi, înainte de poarta 3, am avut bucuria în 2012 să lansez cartea mea de suflet, de dinainte de poarta 3, dar bine, e altceva, o carte de reflexii, eseuri, tablete, girată de Aleș Ștefănescu, de criticul literar Aleș Ștefănescu, adică deja aici mă dau puțin mare, da? În care i-am zis România care contează pentru că am găsit de cuvință într-un capitol să găsesc eu, după mintea mea, tot ce are bun România și toate calitățile unui român. Pentru că mă săturasem, era în 2012, zic, bă, dar toți numai de rău, bă, dar românul e cel mai nenorocit, bă, dar țara asta e cea mai prăpădită, bă, dar noi nu avem nimic bun. Și atunci m-am gândit, ia să caut eu părți bune. Și am un capitol important în care demonstrez cât de bun, cât de valoros și în multe domenii unici sunt românii. Și de-aia am spus România care contează, pentru că există lucruri care contează. Dar în această devălmășie generată, după cum am stabilit, știm noi, sau nu știm de cine, dar știm de ce, nu mai putem vedea asta. Asta s-a și vrut. Să nu mai putem vedea, să vrea altceva, să vrea să funcționeze foarte bine zicala aia. O zicală nenorocită, să-i zic așa. Zice, ce frumoasă este țara asta, România, păcat că e locuită. Mă lași, cum zic că ea las fierbinții, știi ce zic? Pe cum adică? Adică ce vrea cel care a inventat zicala să spună mie? Țara asta e foarte frumoasă, dar păcat că stai tu român să o locuiești. Pentru că despre români e vorba. Adică păcat că e locuită. Dar de cine să fie locuită? E? Aici e ok. Cine a lansat zicala asta și nu e de erudați pe piață. Nu mai vorbesc pe de cântece gen nu m-am născut la locul potrivit, păcat că... păcate amărâte. Că trăiesc nu știu unde... În altă parte ar fi fost vai de capul lui ăla care cântă și abar n-are ce cântă. Când se va așeza... se vor așeza apele? Că au trecut atâția ani, știți că erau niște previziuni care ni s-au părut pesimiste, acum ni se par optimiste pentru că oricum sunt depășite termenele. Se spune că la orice revoluție se răstoarnă valorile și se spune că atunci când se tulbură apele, gunoaiele ies la suprafață. Dar au rămas la suprafață, nu se mai așează deloc. În 2012, când am lansat cartea asta, România care contează, am ajuns... De fapt, a fost lansată chiar la Washington, la un eveniment al comunității românilor din Washington, unde am fost invitat din parohia părintelui murise de curând Calciu Dumitreasa. E cunoscut de o categorie de români din România care contează, știu despre ce vorbesc. Și am ajuns la Chicago, unde am acordat un interviu. M-au cunoscut, m-au văzut, au studiat și e o postă de televiziune RTN Chicago, foarte cunoscut postă de televiziune românesc din Chicago. Și acolo mă întreba realizatorul că ce se întâmplă cu românii ăștia? Nu-și mai găsesc locul când? Exact cum mă întrebați acum. Care e părerea mea? Sunt onorat să mi se pună mie o întrebare de asta. E firesc că ai invitat publicist. Mă rog, mă întreabă cineva treaba asta. Știți ce am răspuns și vă răspund și acum. Am descoperit încă din 2012, după mintea mea. Noi românii, că trebuie să știi istorie ca să poți să te pronunți pe tema asta, trebuie să studiezi istorie, trebuie să vezi cum ne-am desfășurat social, economic. Sunt multe de cunoscut, trebuie să te documentezi. Noi România am luat startul deci, în această istorie târziu, mult mai târziu. Și am luat startul târziu, dar la un moment dat, în mod forțat, deci am sărit peste multe etape și am ajuns să stăm aproape la aceeași masă cu cei care sunt așezați în istorie cu state vechi, cu marile puteri, să stăm împreună. Mă refer la Marea Britanie, unul dintre cele mai mari imperii ale omenirii, cu Italia, cu Franța, lui Napoleon, cu Germania, lui Bismarck. Și noi suntem acum Uniunea Europeană, iată, împreună. Da, dar hai să ne uităm noi de unde am plecat și peste câte etape, cum am ajuns de repede aici. Asta ne lipsește. Da, despre asta e vorba.
Nu putem să fim cot la cot cu ei, dar să fim mulțumiți că ea ne-au luat, ne-au asimilat, ne-au așezat la masă, că s-au, n-au venit, asta este. Că am fost supuși, că am fost stăpâniți, că am fost sluși, că n-am fost sluși, ce am fost, ce n-am fost, n-avem traiectoria lor, nu avem istoricul lor, să fie clar, despre asta este vorba, nu avem experiența lor și de aici și starea în care ne aflăm acum. Și ca să răspundem la întrebare, deci ne mai trebuie mult, mult până ne rodăm, până ne rodăm și până această populație va înțelege că rostul ei nu este în migrație, cum se întâmplă, asistăm acolo la fenomen de migrație a românilor. Și rostul românului este în România. Atunci când se va ajunge la acest stadiu, ca să gândească românul că rostul este în România, cu limba lui cu tot, atunci România va fi în regulă și va conta toată. Dar e bătaie lungă până atunci. Nu știu să vă pronunț câte mii de ani. Câte mii de ani lumină. Da. Dar cu siguranță se va întâmpla odată acest lucru. Dacă vreți, vă răspund că cu siguranță se va întâmpla. Nu știu când, dar se va întâmpla. Vă mulțumesc pentru participare și pentru felul în care am încheiat discuția. Mi-ar plăcea să spun om trăi și om vedea, dar este evident că nu se va întâmpla în timpul vieții noastre, se va întâmpla la un moment dat. Vă mulțumesc pentru participare. Dar trăim în România, care contează. Vă mulțumesc și eu și salut mușterenii care au avut șansa să ne vadă. Da, mulțumesc încă o dată. Le mulțumesc și celor care au fost alături de noi și ca de obicei, până la următoarea întâlnire, vă spun la revedere și să auzim numai de bine.